Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a semnat alături de alții 10 miniștri din Uniunea Europeană o scrisoare către vicepreședintele Comisiei Europene pentru Acordul Verde European, în care este criticată strategia forestieră planificată a Uniunii Europene. Doar că cetățenii știu destul de bine faptul că pădurile din România sunt pe cale de dispariție. Din păcate, cei care sunt la putere vor să scape de absolut toate sursele cu care țara noastră se mândrea. Păi austriecii nu ne taie pădurile, nu sunt de acord să ne vindem țara. Odată spunea lumea să nu vândă țara. Păi uite acum a vândut-o. Toate pădurile sunt goale. Ați privit din elicopter să vedeți ce este. Nu mai este pădure, e gol. Astfel, printre măsuri, executivul european susține plantarea 3 miliarde de copaci și acordarea de stimulente financiare pentru proprietarii de păduri, în vreme ce monitorizează pădurile existente. Înseamnă că e ceva scandalos. Să protejeze pădurile. Credem că erau austriecii care le tăiau. Da, da, da. Dar ar fi normal să o pună tăiere pădurilor. Dacă e ministru în guvernul României, dacă o fi prin alte guverne. Nu, dacă e vânt. Comisia Europeană a transmis că pregătește o nouă serie de măsuri și norme de supraveghere de înaltă tehnologie pentru a proteja pădurile europene aflate sub o presiune tot mai mare.